traficul de persoane. În condițiile în care numai din partea ta știu că ai făcut nenumărate adrese și ai dus nenumărate documente către autorități, ai făcut nu știu câte adrese către ei, ce se întâmplă? Așa este. Cred că vor să mai vadă dacă nu cumva mai răpit din pușcărie alte fete. Evident că este o stupizenie ca la un an de zile de la dispariția Alexandrei, tu, polițist, probabil și în mod cert trimis de către DIICOT, te intereseze traficul de carne vie, de posibilul trafic făcut de Dincă? Este ridicol ce se întâmplă. Oamenii ăștia trebuia să-și facă datoria atunci. Dar vă spun eu ce se întâmplă. Oamenii, cei de la DIICOT astăzi, trebuie să-și facă datoria în sensul de a bifa această activitate, pentru că eu și cu familia mea am depus plângere penală pe numele lui Gheorghe Dincă, familiei lui și a unor clanuri interlope din Caracal, și săptămâna trecută am trimis o adresă la DIICOT în care am cerut să ne se comunice stadiu. Nu vă supărați, este plângerea mea. Dacă procurorii DIICOT o ignoră în condițiile în care aduc dovezi cât se poate de clare, mărturia ale oamenilor care se duceau, ale oamenilor de afaceri care se duceau pe domeniul familiei Dincă de la Șilindia de acolo, cum să vă spun, multe, multe dovezi legate de traficul de persoane, și tu, DIICOT, ignori, nu mai spun de mărturiile socrului, cuscului, ce mai era, le cunoașteți, da? Multe alte persoane care au venit de-a fel cu declarații și s-au oferit să le dea în fața procurorilor. Nu știu, cred că vor să bifeze, pentru că dacă nu fac nimic în această plângere, care oricum se va regăsi și la secția specială pentru investigarea infracțiunilor justiție, vor răspunde penal. Dacă mă întrebați pe mine, un teatru ieftin pentru a ne arăta nouă că s-au preocupat, că au dat curs plângerii noastre depuse acum aproape un an de zile cu privire la traficul de persoane al familiei Dincă. Cred că este mai mult praf în ochi așa, să ne dea un răspuns elegant. Domnilor, am înțeles că ne-ați făcut sesizarea, dar uite, am făcut verificări și nu se confirmă. Domnule Spănu, vă rog... Da, este cât se poate de evident. Iar eu nu cred că nu s-a aflat nimic în ultimul an. Cred că numai prin ce am făcut eu s-a aflat foarte multe lucruri. Că dacă nu eram pe fază și nu era Alexandra nepoata mea, cred că nu mai era nici cazul celălalt, care din punctul meu de vedere n-a nicio legătură cu cazul Alexandrei. Dar am aflat multe lucruri. Cum adică am aflat? Am aflat că avem procurori care se cred Dumnezei, am aflat oameni că sunt polițiști care stau la poartă în timp ce o fată este violată sau posibil omorâtă într-o casă. Am aflat, ca să zic așa, despre România în care trăim. Da, pot să vă spun altceva, doamna Românescu, dacă... Scuzați-mă, nu v-am auzit. Pot să vă spun altceva care este destul de trist. Să știți că... Vă rog? Vă rog, nu spuneți, vă ascultam. Da. Să știți că ce este foarte trist pentru noi ca familie este următorul lucru. Chiar am stat de vorbă cu vărul meu și gândiți-vă ce este în sufletul omului când știe că a trecut cu poliția de la Dobrosloveni prin fața casei acestui Dincă. E o informație, zicem, nouă, dar pur și simplu dintr-o discuție așa liberă am aflat-o, când s-au dus să vadă fata deschisă la 112. Tatăl a aflat imediat ceea ce s-a spus la 112 și a plecat cu polițistul din comună, cu șeful de post, să caute locația, da? S-au dus de la Dig mai departe până la aproape de Dincă, au trecut prin fața casei lui Dincă, a văzut săracul om, a văzut că era bradul în curte, dar n-a văzut porțile așa cum le-a descris Alexandra, pentru că erau vopsite pe interior. Și s-au dus la o casă din spatele lui Dincă și acolo s-au dus, au intrat peste oamenii respectivi și au încercat să o găsească pe Alexandra. Revenim după...